Super! Hai că am filmat un vlog întreg cu microfonul pe mut! Mai e și căldura de pe lume! Oameni buni, la mine în cameră sunt 50 de grade și eu trebuie să refilmez vlogul. Super! Înainte să înceapă acest vlog, fraților, vreau să vă spun câteva lucruri. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru toate like-urile voastre la episodul precedent. Uitați-vă și voi câte like-uri am făcut, am strâns peste 90.000 de like-uri, nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam. Pentru asta vreau să fac ceva ce o să-l fac de la fiecare început de vlog dacă o să se strângă la fel de multe like-uri. Vezi că ai ceva aici după ureche? Ce e asta? Un paysafe. Pe paysafe-ul acesta se află 100 de lei. Și nu fi trist, dacă n-ai câștigat de data aceasta, poate câștigi de data viitoare. Dacă vrei să câștigi 100 de lei, tot ce trebuie să faci este să apeși pe butonul de like la acest episod, să te duci la mine pe Instagram @mntchristian, să-mi dai follow și să lași un comentariu la ultima mea postare de pe Instagram cu absolut orice și te-ai înscris. O să extrag de acolo, de pe Instagram, un comentariu, iar acela o să fie câștigătorul pentru 100 de lei. Câștigătorul o să-l aleg la mine pe story, deci stați cu ochii pe story-ul meu. Dacă o să mă vedeți pe parcursul acestui vlog de parcă doar ce aș fi ieșit din duș, îmi pare rău. E foarte, foarte cald aici. Oameni buni, ce o să facem astăzi în acest vlog? Minunat! O să facem un mic challenge și nu doar eu, o să-l faceți și voi. Dacă spui wow, pierzi. Am mai făcut pe canalul meu de gaming, Cristiro, încă un challenge, ceva de genul, încearcă să nu spui wow. De data asta se schimbă lucrurile. Dacă ai spus wow o singură dată, ai pierdut. Deci ai pierdut definitiv. Haideți să începem acest episod minunat prin a da drumul la filmare și la OBS. Scârți! Oh nu. E atât de satisfying. Shit. Asta ce e, tort? Nu este atât de satisfying. Pe mine sound-ul ăla, sound-ul când își bagă deodată degetele în tot slime-ul ăla, bă, se aude super. Așa dacă nu se aude nimic și e ca o plastilină, super easy. Ok, nu mă așteptam la asta. Cât de tare. Cât de mișto. Bă, deci să fac așa ceva în fiecare zi, efectiv, sau un canal de ăsta. Nici să nu trebuiască să vorbesc sau ceva. Doar să-mi bag degetele în gelatină sau ce-o fi asta, slime. Așa ar fi viața foarte, foarte ușoară. Să lăsați și în comentarii dacă ați spus wow. Uite, acum am spus wow, dar nu se pune, nu se pune. Adică n-am spus, ați înțeles. Nu înțeleg ce scrie pe ecran, că e în chineză, japoneză, nu știu în ce limbă e, dar... Vai de cap, mă. Mamă, felul cum se aude, pur și simplu, e mult prea satisfying. Ok, nu, de data asta chiar vreau să câștig challenge-ul acesta, adică nu pot să dau greș. Cred că de fiecare dată când am făcut un challenge de genul, l-am pierdut. Nu se poate, pe ăsta trebuie să-l câștig. Of, nu cred. Ce e aia? Vată de zahăr. Uite-te și tu cum se vede. Zici că e pânză de păianjen. Foarte, foarte multă pânză de păianjen. Cine știe, fraților, până la final din ce echipă o să fac parte? Din echipa pierzătorilor sau cea câștigătorilor? Oh nu. Ce e aia? Scuză-mă. Și spoș. Uite cum se face. Dar mă gândesc dacă poți să cumperi tot slime-ul ăsta, toată gelatina asta de undeva sau se prepară în casă, chiar nu știu. Sigur poți să cumperi de undeva. ASMR. Deci n-am făcut niciodată un ASMR pentru că știu că mulți ar fi foarte scârbiți. De obicei, clipurile astea de ASMR nu sunt atât de bine încurajate, să spun așa, de majoritatea oamenilor. Dar parcă aș vrea să încerc să fac unul de ăsta. Să sfărâm așa ușor, ușor un măr.
Ok, cred că aici o să pun pauză la acest challenge pentru că brusc la mine în cameră s-au făcut 60 de grade, nu mai sunt 50. Oameni buni, îmi pare rău pentru vlogul acesta atât de scurt, dar promit că revin data viitoare cu ceva mult, mult, mult mai lung și mult mai bun. Fiți pregătiți pentru partea a doua de la Roata Norocului, sigur o să urmeze, am văzut toată susținerea voastră. Și nu uitați de concursul ăsta de la începutul episodului. Like, follow și un comentariu la ultima mea postare pentru...